Salutare consumatorilor de fericire virtuală și pasionaților de cuțite! Astăzi am să, pentru cei dintre voi care sunteți pasionați, care aveți cuțite scumpe, cu finish-uri frumoase, cuțite noi și care vă confruntați cu anumite provocări în diferite etape în ascuțirea sau recondiționarea unui cuțit, am să vă dau câteva ponturi despre cum faceți sau cum puteți face o subțiere a lanei la un cuțit nou, frumos, cu finisaj frumos, cum e ăsta, despre care să vorbesc imediat, astfel încât să o faceți nu doar eficient, dar și să conservați sau să păstrați mare parte din finish-ul lanei, cu un mic compromis între performanță și estetică. Câteva puncturi despre cum să o faceți eficient, am să vă arăt imediat după ce încep. Dar până atunci să vă vorbesc doar un pic despre acest cuțit care l-ați mai văzut într-o filmare. Este acea lamă de Tsune Isa din oțel Aogami Super. Este pentru cei curioși de prezentarea lui, urmăriți pe canalul meu și veți vedea prezentarea la mei. Este un cuțit care l-am de aproximativ 3 luni de zile. Asta degeaba nu a fost folosit, este nou. Pentru că am cumpărat doar lama, n-am avut mâner. Am stat în așteptarea unui mâner din China care mai bine de o lună jumate nu a venit. Și până m-am hotărât eu ce mâner să... nu să-i fac eu neapărat, că nu eu l-am făcut. Dar ce mi s-ar potrivi, am comandat să mi se facă pe comandă un mâner, adică acesta care îl vedeți. Și... din nou, aceasta este acea lamă de cuțit Tsune Isa, Gyuto, da, lama 210, oțel Aogami Super, tratat la 63 HRC, iar acesta este un mâner grozav din rășină epoxidică cu lemn de arțar stabilizat și ieri mi-a ajuns după ce într-un final a fost gata. Bun, am zis că avem de-a face cu un cuțit nou și după cum vedeți are și un finisaj foarte frumos. În primul rând e vorba de finisajul de tip tsucime, adică ciocănit, cu un kuruchi, adică această zonă neagră sau închisă la culoare, cum vreți să-i ziceți. Totodată avem acest kasumi finish pe muche, da? Vedem contrastul dintre laminare și miezul care iasă, adică porțiunea asta mată este acel kasumi finish, da? Avem miezul și avem o situație. Cuțitul este nou. Fiecare, am mai zis-o și în alte filmări și trebuie să înțelegeți faptul că cuțitele au geometrii diferite, șlefuiri diferite și mai ales cuțitele japoneze sunt cele mai al naibii de identificat geometriile lor, pentru că sunt foarte asimetrice și în funcție de aplicație, în funcție de preferințe personale și de cunoștințele care tu le ai, poți sau nu poți să faci anumite chestii. Dar ca să simplificăm, lama e ok din toate punctele de vedere. Are o ușoară convecție de aici, de unde începe finish-ul ăsta mat, până, deci muchea asta, are o convecție ușoară pe ambele părți. Da? Ceea ce în teorie ar trebui să ajute un pic la eliberarea produsului de pe lamă atunci când tai. Convecția este foarte ușoară, foarte subtilă, este ok, este bună. Grosimea lui per total este ok, are 2 mm pe coamă și se subțiază atât înspre vârf, cât și înspre tăiș. Problema mea cu acest cuțit și aici intrăm un pic în detaliu referitor la tipul de oțel. Oțelul în sine este unul foarte cunoscut sau recunoscut pentru duritate, pentru retenție tăiș. Are o retenție superioară față de Shirogami, care chiar dacă este mai agresiv, mai fin tăișul, retenția acestui oțel este un pic superioară. Și datorită geometriei subțiri, a tratamentului termic și a oțelului în sine cu aliajele aferente, oferă performanță maximă în tăiere atunci când șlefuirea este una performantă la fel. Am zis că este subțire. Am zis că are o convecție subtilă, da. Însă, chiar aici, în zona tăișului, imediat primii 2 mm, el are o grosime un pic mai mare decât eu mi-aș dori.
Acum, pentru utilizatorul care rupe de toate pe un tocător, face, drege, rupe, sparge, bine, vorbesc exagerat că nu, cu acest tip de oțel nu tăiem oase, dar pentru genul de utilizator care rămâne mai grea și toacă în genul ăsta foarte des și foarte agresiv, grosimea lui în spatele tăișului este ok, nu trebuie modificat nimic. Dar pentru genul de utilizator, ca mine sau ca alții sau precum bucătarii profesioniști care știu potențialul, dar și părțile negative ale acestui tip de oțel, și anume mai exact faptul că este casant la această duritate, pentru acei utilizatori care înțeleg aspectul ăsta și au mare grijă în utilizare, noi avem nevoie de performanță maximă în tăiere. Și atunci, grosimea lui în spatele tăișului, imediat primii 2 mm, 3 este un pic mai mare decât eu îmi doresc. Și asta înseamnă că trebuie să subțiez lama. După cum vedeți și repet, este nou, este un finish complet frumos. Ca să subțiez lama eficient pentru performanță, va trebui să pilesc această muche în totalitate, de-a lungul lanei. Ceea ce înseamnă că ar trebui să, ca la cuțitul Ianagiba, ar trebui să-l așez plat pe piatră. Și în momentul când duc degetele jos la tăiș și apăs, el practic, datorită geometriei, convecției și faptul că muchia asta este la un alt unghi decât restul lamei, în momentul când apăs pe tăiș, el de fapt se așează pe acea muche, se ridică un pic din coamă și în mod normal ar trebui să șlefuiesc toată lama pentru a subția întreaga muche. Exact același lucru ca și la lamele de Yanagiba, Deba sau Usuba. Dacă fac asta, voi strica în totalitate acest finish, care fie va trebui refăcut dacă știi și dacă ai cu ce, fie strici și vor rămâne acele zgârieturi în urma șlefuirii, dar vei avea o geometrie performantă și performanța maximă la tăiere. Depinde de tine și cât ești de sensibil la estetică sau nu. Provocarea este în plus, mai mult de atât, faptul că având această convecție în muche, șlefuirea perfectă ca la un cuțit plat, pentru că nu este plată muchea, nu este posibilă decât în câteva etape. Și aia înseamnă că va trebui schimbată presiunea degetelor pe toată muchea într-o progresie, astfel încât să rămână un finish uniform până la sfârșit. Asta odată. 2. Dacă vreți și nu știți și nu puteți să faceți sau nu aveți cu ce să faceți finish-ul ăsta ca sumii și vreți să păstrați un astfel de finish la un cuțit, mai există și altă variantă. Compromisul dintre subțierea eficientă care am zis că trebuie făcută pe toată muchea, da? Pentru performanță maximă, sau șlefuirea lamei deasupra de tăiș, doar câțiva milimetri, fără a intra foarte mult în finisajul din laminare și fără a strica prea mult. Nu este o chestie exactă, nu este o chestie cu rezultat 100%, este o chestie de exercițiu și de observație foarte atentă atunci când faci. Astfel că putem pili un pic în zona tăișului, deasupra de tăiș, 1 mm 2, în încercarea de a nu atinge finish-ul de deasupra, dar bineînțeles nu ne va ieși 100%, și am să vă arăt imediat câteva variante cum puteți face asta, dar repet, este compromisul între a subția întreaga muche performanță maximă și a subția doar un pic în spatele tăișului și cum să zic, mărind un pic din performanță, dar nu în totalitate 100%. 100% înseamnă șlefuirea întregii muchii. Bun, cum putem face asta? Deja am arătat. O variantă este aceea de a-l așeza plat pe piatră. Ducem degetele aici, unde începe muchia, finisajul ăsta mat, pentru că de acolo începe de fapt convecția. De aici începe convecția lamei. Și în momentul când am dus presiunea aici, el se ridică un pic de la coamă și putem începe șlefuirea în totalitate de-a lungul pietrei, da?
Bun, aia înseamnă că se va șlefui încet, încet o porțiune din lamă, dacă facem întreaga subțire a lamei. Dacă vrem să subțiem doar în zona de la tăiș, fără să, sau în încercarea de a nu intra în finish, ducem deci, la fel, așezăm cuțitul perfect plat pe piatră, ducem degetele jos în zona tăișului, da? Cât mai jos posibil, dar bineînțeles cu mare atenție să nu intre degetul sub tăiș, dar practic e, deja ar trebui să fie undeva cam jumate pe piatră degetul și jumate pe tăiș. Și în momentul ăla putem ridica un pic mai mult din coamă, astfel încât între coamă și piatră să nu intre o monedă de 10 bani, nici măcar sau aproape o monedă de un ban. Preferabil ar fi să nu intre întreaga monedă sub. Deci ridicăm, după ce am apăsat cu presiune și s-a ridicat singur un pic că s-a așezat pe muchie, mai ridicăm foarte, foarte, foarte puțin și în momentul ăla facem o trecere și verificăm imediat unde s-a pilit. Mai facem o trecere și la fel, verificăm. Mai facem două treceri, dar cheia unui rezultat bun este observația foarte atentă și foarte deasă. Astfel că șlefuim uitându-ne atent în ce zonă a lamei se șlefuiește fără a ajunge sau cât mai puțin, fără a intra cât mai mult în finisaj. Bun. Pe cealaltă parte, evident, vom face la fel pe partea stângă, așezându-l perpendicular perfect plat pe piatră, presiune jos la tăiș și ușor ridicăm din coamă, foarte, foarte puțin încât să nu intre o monedă de un ban între coamă și piatră. Și la fel executăm trecerile pe întreaga lungimea tăișului. Altă variantă, puțin mai periculoasă, zic eu așa, dar care necesită dexteritate și precizie, dar este posibil, ar fi varianta de a așeza cuțitul pe marginea pietrei, adică trebuie așezată lama pe marginea pietrei, cât mai aproape de zona unde vrei să lucrezi, da? Și la fel, fie ridicăm un pic din coamă, fie nu ridicăm deloc, și încercăm să facem trecerile cât mai aproape de colțul pietrei, dar, repet, este o metodă și periculoasă, pentru că poate să scape lama și te poți tăia ușor, dar cu atenție mare și fără grabă se poate. Și astfel finisăm pe marginea pietrei, în ideea de a încerca să nu intrăm încă o dată, repet, pe finish-ul de deasupra unde începe laminarea. Pentru cei care sunteți ambidextru și puteți folosi mâna stângă, la fel, întoarceți și bineînțeles pentru a păstra aceeași orientare a zgârieturilor, puteți schimba pe mâna stângă, la fel așezați plata, apăsați presiune în partea de jos a lamei și țineți acel unghi, ridicați un pic de coamă, țineți acel unghi și faceți trecerile așa, sau în varianta pe colțul pietrei, la fel, ținându-l în mâna stângă și pilind cât mai aproape de colțul pietrei, dar nu e vorba de cât de aproape de colțul pietrei, de marginea pietrei este, ci cât de mult intri pe lamă în sus. Bun, deja au trecut multe minute. Să încep să vă și arăt cum fac asta. Apropo, cuțitul, am și zis, este nou-nouț. El încă nu a fost ascuțit pentru că nu a fost utilizat. El în mod normal taie și taie foarte bine, dar pentru că trebuie să fac această subțiere a lamei, ulterior va trebui să-l și ascut din nou. Bineînțeles că în cazul acesta am nevoie de piatra de reparații, adică în cazul meu am Swihiro Debado de 180 granulație, piatră care mă ajută să șlefuiesc mai mult și mai repede. Dar apropo, trebuia să mai fac o mențiune, că mulți probabil vă veți întreba ce înseamnă subțire sau cât de subțire sau cum îmi dau seama cât de subțire. Păi este foarte simplu.
Am să vă dau un singur exemplu. Depinde de, și tot am repetat asta și încă voi repeta, depinde de mai mulți factori. De geometria lamei, de oțelul despre care sunt de vorbă, despre tratamentul termic care i s-a făcut acelui oțel, pentru că și în cazul acestui cuțit specific, deși este Aogami Super, care are un maxim de HRC-ul la duritate la care poate ajunge de 65, acesta este 63. Deci la 63 HRC-ul, retenția lui este inferioară față de o duritate de 64, 64 jumate sau 65. Cu toate că el la duritatea aia este și mai casant, e compromisul între pericolul de a se ciobi ușor și retenția tăișului în timp, dar și performanța totodată. Și atunci, în cazul acestui cuțit sau a cuțitelor care se ridică la aceste durități, țineți cont că trebuie să fie, pot să fie foarte subțiri, duc foarte mult în tăiș, adică au retenție destul de bună, dar cum am zis și în cazul acestuia, pentru gustul meu este un pic prea gros aici în zona din spatele tăișului. Și se poate mai bine. Cât de subțire? Vă dau exemplu concret, la cuțitul ăsta, el acum, imediat în spatele tăișului, la primul milimetru din spatele tăișului, are 54 de milimetri, 0,54, ceea ce pentru mine este prea mult. În mod normal ar trebui să am undeva între 0,15 și 0,20, 0,25. Repet, întotdeauna depinde de tipul de oțel, de geometrie, de tratament termic și așa mai departe și tipul de aplicație. Și încă câțiva alți factori. Deși aici, în zona călcâiului, are 0,50, mai jos, înspre burtă, înspre mijlocul lamei, are undeva la 0,40 din ce am măsurat, ba nu, tot 0,54 are și aici, și doar aici începe să se subțieze și ajunge undeva la 0,45 și cam tot așa are și spre vârf. În mod normal, în zona de vârf, eu ar trebui să am undeva la 0,15. În zona de mijloc, undeva până în 0,25-0,30. Ar putea fi acceptabil în zona călcâiului, porțiunea asta, la o grosime mai mare, pentru că se presupune că atunci când tai, ai tendința de a pune mai multă presiune și a da un șoc mai puternic atunci când ajunge pe tocător, și atunci dai poți lăsa pentru o retenție sporită și rezistență la șocuri, ar putea fi un pic mai gros aici. Dar ca să nu mai lungim, pe mine mă interesează să subțiez și am zis că vă arăt cum fac asta în încercarea de a nu strica prea mult din finish, pentru că de stricat oricum se va strica o porțiune. Important este cât de mult vrei sau dacă vrei, așa cum am zis și repet, să subțiez toată muchea, ceea ce în mod normal ar trebui să fac și eu, dar eu ce fac practic voi face în felul următor. Voi încerca să păstrez cât mai mult din finish, voi subția puțin din întreaga lungime a lamei, voi testa în timp, în utilizare și voi vedea dacă mi se potrivește sau nu. Pentru că pot să revin oricând să subțiez mai mult dacă este nevoie, dar nu pot să mă întorc înapoi niciodată odată ce am pilit oțelul. Așa că este o chestiune care se face în timp, de mai multe ori, până ajungi la grosimea sau la forma care ți-o dorești în utilizare și nu este absolut obligatoriu de a o face neapărat din prima. Și mai ales că trebuie să știi ce faci, pentru că dacă subțiezi prea mult, am mai zis și asta, dacă subțiezi foarte mult, vei crește riscul de ciobire și se poate ciobi în bucăți foarte mari acest tip de oțel. Bun, haideți să începem. Am zis că îl așez plat pe piatră, duc presiune în zona de jos la tăiș, degetele mele sunt jumătate pe piatră, jumătate pe tăiș. Mare atenție să nu faceți o gafă. Și ridic foarte puțin din coamă. Atât am ridicat încât simt și la deget acolo, că ating cu degetul ăsta piatra și totodată văd că nu ar intra o monedă de un ban sau 10 bani. Și încep să șlefuiesc. Mă opresc și verific imediat.
Din fericire, am atins foarte, foarte puțin din înălțimea lamei, nici măcar nu am ajuns la finish-ul de la laminare. Așa că, repet, mă opresc, verific din nou, este bine, continui. Verific din nou și, apropo, să vă și arăt. Numai puțin să șterg. Nu știu dacă veți, dar trebuie să se vadă. Uitați-vă la grosimea tăișului. Asta este un micro tăiș setat, că practic este deja devenit tăiș primar. Uitați-vă la grosimea tăișului de aici și uitați-vă la grosimea tăișului de la zona de călcâi. Vedeți cât de mult s-a îngroșat. Aia înseamnă că am urcat mai sus, în spatele tăișului, am început să pilesc deasupra lui și încă nu am ajuns la finisajul, la stratul de laminare. Ceea ce este un lucru bun, se va subția o porțiune din muchie din zona de tăiș, fără să afecteze finisajul. Dar subțierea nu este una 100% performantă fără a pili întreaga muchie. Bun, v-am arătat varianta pe o parte. La fel facem pe partea din stânga. Așezat plat pe piatră. Presiune cu degetul ăsta la călcâi aici și cu celelalte două sau trei degete în funcție de cum sunteți obișnuiți. Presiune la tăiș în partea de jos. Ridicăm ușor de coamă, foarte, foarte puțin și la fel bun. Verific. S-a pelit foarte puțin, foarte bine, încă nu am ajuns nicio formă la laminare. Repet. Încercați să faceți trecerile mai încet, nu așa de repede ca mine, și să vă opriți mai des și să verificați după o trecere, două, ca să puteți preveni ceva ce ați putea greși și ar fi mai greu de remediat. Din nou, dacă vă uitați atenți, nu e suficient de uscat. Dacă vă uitați din nou atenți la grosimea tăișului, microtăișului din zona asta și uitați-vă înspre călcâi cât de mult s-a lățit. Aia înseamnă că am pilit din spatele tăișului, am început subțierea lamei exact acolo unde îmi doresc, nici măcar pe departe nu am ajuns la stratul de laminare, dar practic ar trebui să las un pic mai jos astfel încât subțierea să se facă mai sus de atâta pentru o performanță superioară la tăiere. Asta e varianta de ce v-am arătat odată pe piatră la unghi de 45 și invers la 90. Varianta cealaltă care am zis că poate fi pe marginea pietrei, dar trebuie să încerci să îți dai seama foarte, foarte atent cum așezi lama pe piatră astfel încât să nu ajungi la finisaj. Fie ridici de coamă, fie nu, că poți să lași perfect plat muchia pe piatră și să începi să finisezi. Dar, repet, este o tehnică periculoasă pe marginea pietrei, pentru că există riscul foarte, foarte, foarte mare de a ieși de pe piatră și, sau de a ridica, de a lăsa jos din coamă și să intre degetele sub tăiș. Practic, nu vă recomand să faceți asta dacă nu aveți antrenament și exercițiu foarte mult pe ascuțire și nu o faceți de ceva timp, pentru că riscul este foarte mare. Eu doar v-am arătat posibilitatea de a o face, dar ține de voi dacă o faceți sau nu. Riscul este foarte mare, încă o dată, repet, dar este posibil.
Bun. După cum observați, din nou nu am ajuns la stratul de finisaj de laminare. Este ok și în varianta asta am mai urcat un pic în sus subțierea, este perfect. Am zis că se poate face ambidextru pe partea asta, pentru pe mâna stângă, cei care puteți și sunteți obișnuiți, o puteți face la fel. Dar dacă nu sunteți 100% ambidextri și sunteți doar pe la început, aș recomanda să evitați varianta asta pentru că categoric veți intra fără să vreți în finisaj. Mai mult de atâta, dacă lucrați pe mâna dreaptă, când lucrați la 95 de grade perpendicular pe piatră și mai ales și la scuțire, aceeași chestie, știu că mulți au tendința atunci când fac trecerile înainte și înapoi să miște din încheietură. Eu o voi face exagerat, dar este tendința firească a mâinii de a mișca din încheietură sau de a face așa. Încercați să conștientizați acest lucru și să nu mișcați din încheietură. Încercați să păstrați o linie perfect dreaptă și un unghi cât mai consistent, pentru că altfel veți avea convexie în tăiș, veți avea zgârieturi mai sus sau mai jos și inclusiv la ascuțire, ascuțirea nu va fi una foarte corectă, pentru că veți avea fluctuații de unghi și pe unele porțiuni se va ascuți mai bine, pe unele locuri mai puțin. Deci atunci când faceți trecere de înainte și înapoi, verificați-vă cât mai des dacă ați avut un unghi consistent sau nu. Dacă nu, încercați să exersați cât mai mult, să păstrați un unghi cât mai consistent la mișcările dinainte și înapoi. Bun. Astea sunt două variante care vi le-am arătat astăzi pentru a putea păstra acest finish la, de genul ăsta la un cuțit și prin urmare să subțiați în zona tăișului, adică în spatele tăișului foarte puțin, dar trebuie, așa cum am zis, în mod repetat, în timp și doar după ce l-ați utilizat ca să vă dați seama dacă e suficient de subțire sau nu pentru placul noastră atunci când tăiați. Dacă constatați că nu funcționează și că tot ar trebui mai gros, singura variantă este de a pili întreaga muche, de a subția toată lama până la finisajul de aici unde începe convexia și doar atunci, și oricum inevitabil în timp, după câteva ascuțiri, trebuie făcută chestia asta. Prin urmare, la un moment dat veți ajunge să subțiați întreaga muche, pentru că după câteva ascuțiri, din grosimea lui, el se va mări tot mai mult, tot mai mult, și atunci oricât de bine l-ai ascuțit în tăiș, atunci când tai, va tăia altfel sau mai grosier decât atunci când este nou. Și așa că, mai devreme sau mai târziu, tot veți ajunge să piliți, să subțiați întreaga muche. Așa că, dacă nu vă este teamă, puteți să încercați din prima să o faceți direct pe întreaga muche, dacă vă doriți acel tăiș mai performant. Și ca să vă măsurați, totuși, cam cât ați pilit sau cât este de bine sau nu, luați un șobler cu afișaj electric și măsurați tăișul exact în spatele, măsurați lama în spatele tăișului, 1 mm 2 și vedeți ce valori vă dă. Da? El este încă la, uite, 0,50 la 2 mm în spatele tăișului. Mult prea mult pe gustul meu. Pentru gustul meu și în funcție de oțelul, de fapt pentru oțelul ăsta ar trebui să am un maxim de 0,30, dar nici măcar undeva la un 0,15. Și astfel că piliți uniform pe ambele părți în întreaga lungime a lamei și măsurați fiecare centimetru cu șublerul ca să vedeți la ce grosime ați pilit. Țineți cont de faptul că de la jumate înspre vârf, el practic ar trebui să se subțieze și mai tare,
astfel că valorile ar trebui să difere de la călcâi treptat înspre vârf, unde la zona de vârf, mai ales aici, în secțiunea asta, ar trebui să fie cel mai subțire, adică sub acei 0,30, care ar fi un maxim din spate, de aici, în zona de la călcâi. Bun, cam atât pentru astăzi. Eu am să continui subțirea acestei lame, voi opri filmarea. Voi porni o altă filmare după ce termin și anume atunci când îl voi ascuți efectiv. Așa că ne revedem în următoarea filmare.